După gala de vineri și emisiunea Capriciile de aseară, nu doar Laura a fost cea dezamăgită, ci și celelalte fete, respectiv Delia și Eliza, pentru că nu a fost o zi prea grozavă pentru ele, după cum bine știți ce s-a întâmplat în gală. Delia spunea că ea este evident dezamăgită pentru că chiar își dorește să rămână în emisiune să-și găsească pe cineva, iar dacă totuși nu-și va găsi pe cineva, o să se întoarcă la muncă, pentru că este foarte greu să rămâi în competiție atâtea luni de zile dacă nu ai pe cineva. Când se deschid ușile sau când sunt task-uri, întotdeauna este foarte dificil dacă nu ai cu cine să interacționezi și te simți în plus. De asemenea, și Eliza era tot în asentimentul Deliei. Cumva și situația ei este la fel cu Cristi și spunea și Delia că o înțelege și pe ea pentru că nu are efectiv cu cine să-și petreacă timpul, de aceea stă mai mult timp cu Cristi, iar aici în casă totul se interpretează, dar aceasta este situația. De asemenea, au vorbit ceva și în legătură cu Albert, care tot așa spuneau că multă lume îl acuză de faptul că este cumva duplicitar, însă ele înțeleg că este un tip mai retras și nu prea dorește să-și petreacă timpul cu niciuna dintre fete.